Salutare tuturor, bine ați venit pe acest canal. După cum vedeți, Ionuț nu e alături de mine astăzi, că are ceva treabă și nu a putut să vină. Sperăm să vină zilele următoare, dar dacă nu, vedem noi ce o să facem, după cum vedeți. Dacă, bine, că s-o camufla căsuța asta, nici nu se mai cunoaște nimic, dar nu se mai cunoaște căsuța, nu are nicio treabă, s-o camufla perfect. Și am venit aici să fac o mâncare, că da, mâine începe școala, adică am avut luni, cum ar veni acum, am avut o zi online. Și de mâine începem fizic și am zis că trebuie să filmăm ceva neapărat și zilele anterioare am avut ceva treabă și n-am putut să filmăm nimica. Da, mai avem și noi treburi pe acasă, mai avem și noi, nu putem să filmăm zi de zi, că e complicat și cu școala și cu astea, dar încercăm să dăm înainte. Așa că dacă tot vine seara ușor, ușor, că am avut școală dimineață cum ar veni, am zis hai să fac aici o mâncare, că am văzut că tot mai cerți acolo, Maria mai fă o mâncare sau nu știu ce faci, să o mâncare undeva, așa că am decis să facem aici o mâncare la cea una, să vedeți voi, acuși că nu o să mai echipez. Mâncare la cea una, să punem carne, să facem doar așa din legume, cartofi și am luat acolo, am luat o pungă cu legume de cele de toate. Și să facem o mâncare la cea una, sperăm să-mi ies așa, acum habar n-am cum o să fac la pe ce să o pun, dar cred că o să pun pe pietrele cele așa de la dea. O să văd eu imediat. Așa că dacă o să vă placă mâncarea din seara asta, sper să nu întunec așa tare că am de editat videoclipul ăsta și să nu mă prindă noaptea că mâine dimineața la 5 am trezirea, că trebuie să mă duc direct la școală, să vin la 3 și ceva acasă, pe urmă la filmat, dar o să fie greu, dar dăm înainte așa, mai rar cu videoclipurile, după cum v-am spus, dar oricum o să facem față, o să dăm înainte. Așa că hai la treabă să nu mai lungim cu chestia asta. Mă duc la căsuță aici. Văd cum pun apă astea pe sacoșa. Uite, noroc am masă ce e acolo. Uite cum stă măsuța, n-am mai folosit-o pe ce. Zici, ce-ți faci cu lăcării curățenii pe dreptul? Și pe aici te văd că au mai fost copii și... S-au rupt scândura asta. Ha, facem o altă necrubă. Nu știu ce începem. Frumos pe răcoare acum. Facem o mâncare ca lumea. Hai să deschid la cnăuntru, că am cheie la mine, că n-am mai deschis de nu știu cât timp. Nu mai știu cheia. Vedem care treaba. Nu știu ce cam. Bun. N-am mai deschis ușa asta, săraca. Uliu. Ce avem aici? Sticle, tu mai de la pași, de când am făcut ouăle roșii, am intrat aici. Uite și de zi. Trebuie să facem curățenie. Mai avem astea, trebuie aruncat oricum. Ce vrei? Da, oricum, nu, e frumosă. Da, aveți ce zice, oricum trebuie lichetul și găuri să acolo. Trebuie dat, tot jos, lichet din nou. Făcut pereții mai drept, trebuie ras așa, da. Când se încălzește, mă pot să fac locul de aici, numai că s-o surpat, aici normal era locul unde faci îngrătare, să faci. Bă, că s-o surpat și o astupată de pietre, da? Asta e, și fac trebuie dacă loc aici mai adânc. Putem pune cea unu, facem o mâncare la cea unu, ca lumea tare. Băi, da, nu. O, dar s-o trebuie înălțat, hai să pun așa pietre, nu știu, să vedem cum le așezi. După cum vedeți, am așezat toate aici, nu o să filmez așa mult în detaliu, că sunt unecă și durează grămadă la editat și nu vreau sta până târziu, că mâine școală și vine greu. Deci, cam așa se potrivește și unul la bărbat acolo. Acum să mă apuc să curăț cartofii ăștia, după cum vedeți am curățat, dar mai sunt ceva de curățat, legume, roșii, brânză, am pus mai multe chestii, condimente, ulei. Am zis aici cu piatră, parcă am făcut o sobită, te-am lăsat spațiu aici ca să băgăm de sub. Deci frumos am făcut aici. Acum s-a prins focul, eu nașpa că n-am nicio lumânare la mine, dar încerc să-l aprind așa. Dacă reușesc eu. Până la urmă, o ies focul ăla, nu, hai că mă percep și eu, dar nu, eu nu pot să fac un foc. Fac și eu, nu-i problemă. Am făcut aici niște cartofi, am pus aici niște apă ca să-i pot și clăti. A, aici sunt fugiți. Bun. Păi sperăm să ne iasă ceva mâncare, nu știu ce să zic, dar... Uite, am luat aici o punguliță de toate, că avem brocoli, avem conopid, avem morcov, sunt congelate, le-am lăsat alea de ghețat în apă. Avem roșii, ceapă roșie, bulion, tot ce trebuie. Facem o masă corespunzătoare. Vorbi cu fratele meu și cu niște băieți, dacă și să treacă și ei prin vizită. Păi aici să le pun ceva de mâncare, că nu pot eu să mănânc asta. Mai mult dacă o fac, fac pentru voi, să vedeți voi ceva de mâncare, să petrec și eu timpul natură, că asta e frumos în natură. Chiar îmi place să petrec timpul natură. Așa că să-l sun mai târziu când o să fie mâncarea gata, că nu stau eu atât timp după mine ca să, până să mai termin mâncarea. Îi sun direct, o venit, o mâncat și mai petrec mă și plecăm. Dar acum sper să ne iasă, că nu mă fac de râs. Sper că nu.
Așa dau tare aici, că sunt unecă de-a. Sper să stea, cum pulăm poziționată, trebuie să stea. Sper să ne la alți pe ăsta, că am arțat o grămadă de șeruni. În fine, înseamnă așa, să facă până niște ulei. Să înșingă și pe urmă punem și apă, mă, cum cheamă, cartofi. Așa ulei, n-am luat mult, numai cât să-mi ajungă așa ulei. Hai cu urmă repede. Mi-a ajunge așa, siguranță, să mai se înșingă. Am apucat să, nu știu, să tai și ceapa asta. Tai mărunt, așa, cam o sură la cu ochii, dar asta e, am pus-o așa în apă ca să nu o strălăc, asta e o tactică, dacă nu știți. Învățați acolo cu mine odată, și eu am învățat, nu uleam eu cu mâncărurile așa de tare. Deci frumos arată toate culorile. Oculeț, oculeț, uite. Și arde, auzi uleia. Nu l-am pus, că deja o luat. Asta este ca să nu sunt și încătare uleiul să arde. Aici, și îmi place cum se aude uleiul ăsta în spate, parcă sunt și mirosul de aici, chiar dacă n-am pus nicăt, dar parcă sunt așa miros cu legumele astea printre jur meu. Stai aici, nu cădea. Stai așa micuță. Cam doar de sănătate, nu mai au curățit la postiță, eu de drept, nu am venit ceoare. Am unul săptuși doi. Mare, vă gândiți, da. Ia, stai mirat. Nu mi-a dat cartofi, vă că uite, începe așa să fie arbă ușor să nu de aici. Nu știu ce am spălat. Toate culorile, începând de la verde până la galben, nu este așa, de la cartofi. Deci mai dau și pe lângă. Bun, că ai căzut petroi. Dacă mai pot și-o pune. Niște chili, câteva bobite așa, că e picant. Am uitat starea acasă, așa că improvizez, nu știu, delicat. Asta e. Mai întâi. Tot eram aici și avem colostrăul ăsta aici cu noi. Am făcut o scândurică, am găsit-o pe restul ăsta de afară. Acolo și-o acoperi cu bulele, nu se mai văd, trebuie să-l luăm, mai țeles, să-l pun pentru foc. Am făcut așa în decupat eu calul, mi-a sperat să potrivească, nu știu ce să fie. Mă dau leac. Sper să fie bun să stai aici. E destul de groasă, adică sper să rezist. De acum să rupi mai facem, asta nu e problemă. E să-i facem proba acum. Hai să vedem. Stai! Merge super. Ce-o team? Uite, să te duci drept, merge super bine. De acum, distracție aici, când o să vină copiii, cred că aici o să fie moarte la Crenciovul ăsta. Pe terasă, acolo stai dimineața, bei ciocolată caldă, cafea și brownie, da? În cazul meu, ciocolată caldă. Așa. Până îți facem mâncare, uite aici mă dau, stau, mă relaxez aici, în natură, că aici e frumos. Cabana. Să mă apuc ăla să așez, băie, dacă tot ăsta aici se scoate și țoa de asta, și mai scutur, să fac treabă, nu? Nu pot stau degeaba, că până să faci mâncare și acolo, durează. Așa că,
Și cu toate astea afară, vezi. Am spus toate astea pe aici, le-am împrăștiat calmă pe aici. Mă dă și pe acolo pe afară. Au țipat improvizat, am făcut noi și cu piete și cu burieți, cu o grămadă de lucruri. Nu se găsește saltiere, așa trebuie tăiete toate. Și o saltiere n-avem. De asta o lăsăm așa, azi și voi din paie, dar asta adună șoarici și așa au venit șoarici și avem o grămadă pe aici. Se urcă frumos pe scară pe aici. Și vin direct aici, am prins noi. Am prins și de acolo, vin tu șuriel, șuriel. Ca pe scară și vrei să vină sus, dar eram sus aici, am alugat. Și de asta nu punem noi de paie, că o să adunăm ușor, așa, cred că dacă caut aici mamizării, dar șoarici avem. Și acum pe curaj dau cu mătra să scutură așa este. Să fac așa un curat cât așa trebuie, nu trebuie să găsesc mizerii. Am intrat aici de nu știu cât timp. Uite, tabloul ăsta. Mă, că nu se vede, s-a întâlnit așa. Ia dau ce culoare a fost, deci vezi cum e spun. Asta sunt lucrurile mai permanente, să prinde asta. Nu e așa bine arată. Așternul de cu curățenii. Am scos să vină câțoale, tot mă rămâne smurdare, dar trebuie spalate, n-am cum. Eu nu mă le-am scuturat, am așa să fiu echipatul seara. Patul, da. Scaunul ăsta l-am uitat aici. Interesant, lasă-l pe mâini. Am așa zis cât am putut și eu și am putut face și așa. Am mai aruncat ce a fost vechi și expirat, am aruncat. Și pe terasă pe aici, cu portoliu, cu toate. Avem frumos tare. Mâncarea se face acolo, uite mâncarea. E aproape gata, numai trebuie să mai fierbi puțin cartofi, mai pui brânză cei de pe masă, că am acolo și o pungă de brânză, chiar acolo, să pun specie. Și am gata, o să fie mâncare. Văd că deja ușor, ușor se însărează. Nu vreau să întunec așa tare. Nu, disperiat de asta, că nu vă gândiți, că o să dorm și singur. Nu-i problemă, da? Durează la editat noaptea și mâine am școală. Și fizic, adică la școală direct, așa am avut online, deci o oră tot mai dormeam în plus, așa cu naveta trebuie să mă trezesc cu o oră sau cu două chiar mai devreme. Dar asta e. Trebuie să le facem toate, nu putem abandona asta, că e mai important. Auzi, nu știu că se face, am urmat ca tot ce vreți în seara, parcă de tot nu știu ce. Așa că am cu răbdare să fac asta. Acum mâncarea cred că e aproape gata. Chiar mergem mâncărică așa în natură, chiar e super frumos, așa pe seară. Am curățat-o leacă masa asta, că trebuie curățat, am dat cele deoparte vasele murdare și eu acasă le spăl. Dacă mai avem treabă pe la căsuța asta, trebuie renovată, trebuie iertată cu lut, până înăuntru. Este treabă oricum. De. Tare frumos că petreci timpul așa natură, nu știu. De cât fac mâncare acasă, trebuie să fac și acasă mâncare așa simplu, dar am zis că mai bine vin în natură, că e frumos așa, oricum vă place vouă mâncarea asta natură, am văzut chiar vă place. Trebuie să vă facem și vouă pe plac, nu? Asta e permanentă și fumul ăsta, doamne, intră numai în ochi. Dar de acum e aproape gata, pus eu în castron, mănânc o leacă și oricum nu pot mânca asta. Singur, dar na, n-am făcut nici mult tare, am făcut așa numai să filmez leacă pentru voi. Na, nu putem să nu stăm și așa n-am mai filmat de câteva zile și eram nevoie să, măcar eu să filmez. Ui, da și fum, intră tot în ochi. Că na, dacă nu pot stăm câteva zile, e rău, că nu... Trebuie să vă uitați și voi la ceva, dacă te-ai apucat de treabă, trebuie dus până la capăt. Cu orice risc trebuie să vinem să filmăm. Așa că am venit numai eu azi, că na, mai avem și noi treabă. Nu putem sta mereu împreună ca să vedem că câteodată are cel treabă, câteodată am eu și na. Nu ne putem împărți de fiecare dată și mai. Așa că facem noi cum putem, ne descurcăm noi, facem noi câte un videoclip, na. Că să nu mai postăm o săptămână, eu zic că e mai bine să facem așa o mâncare, că n-am avut nicio idee pe azi. Mai facem curățenii pe aici, dar de acum e sară, nu prea să mai vede ușor fără nimic și trebuie să-mi văd de mâncarea mea cum ar veni aici. E, nu? Facem așa ușor, ia. Trebuie să fac eu până la sfârșit. Trebuie să... Și gustăm așa, să vedem dacă mai trebuie ceva. După gustul meu nu mai trebuie nimica. Să tocăniți așa la cea un, dacă nu mă știu, cam așa cred că i-aș da denumirea asta. Dacă am folosit numai recomanda, o tocăniți, cred că s-ar potrivi cel mai bine. Chiar e super bun, chiar e super bun, așa natură, are altfel gust mâncare, na.
Și voi când vă duceți undeva la munți sau stați cu cortul, cu siguranță are altfel de gust. N-aveți ce zici. Comparați voi mâncarea de natură sau comparați cu mâncarea de acasă. Niciodată. Dacă și cartofii de acum se sfarmă așa ușurier. Oricum n-o să fac cartofii piriu, că nu așa trebuie. Trebuie așa, uleacă mai tare. Și la un restaurant, dacă vă duceți, o să vedeți că cartofii o să le iasă mult mai tare. Nu în lizone. Nu în lizone o să facă cu siguranță mai mic. Dar ce cât mai bune așa mai tare. Așa dacă nu mă înșel eu, dar asta e, eu oricum mănânc, oricum nu-i problemă. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Boscheții ăștia și trebuie făcut curățenie, pe așa că dacă crezi boscheții ăștia, urmă greu îi mai dai jos să faci curățenie. Așa, sper să nu scap nimic, să nu fie de ăștia. Mi-a venit pe picior bolovan. Vedeți cum o să arată aici. Uite, așa aude că
am făcut să stângi sau abori camera, îmi cer scuze. Ne sper să ședim. Ne să urcăm acum, loc să facem mână. Dar mă descurc, nu e problemă. Așa, e frumos să nu îngrijești. Vărut? Nu, dacă... Asta a ajuns, nu e problemă. Așa, țin într-o măsuță. Mă pun frumos aici pe fotoliu și să am poftă de acum. Hai să-i pun castron. Aici frumos arată. Așa ca să vedeți voi un cadru de acolo și mai de aproape. N-aveți ce zice că mi-așa bine, uite. Nu prefocalizați, oricum cade tot așa un. Măcar atât, nu cade pe jos. Păcat de mâncare. Așa, îmi pun o leacă, chiar mi-e foame, dar... Nu mult tare că mă îngrăș. Oricum e cu legume, deci n-ar avea treabă. Să mă leacă asta departe, să mă răcească. Să vă arăți cum arată, nu? Uite. O zic că arată super bine. Bine, că e dezordonat, e în farfurie, trebuie pătrunjat pe deasupra mărar, dar n-am mai avut timp să mă iau de astea, așa că întunecam pe urmă. Da, mie chiar îmi place cum arată. Frumos natura aici. Așa trebuie, să mă pun acolo jura pe tron și să am poftă, Doamne ajută. Am tras frumos aici, de data asta e singur, dar asta e, mai merge și singur, nu-i problemă. Când nu se poate, asta e. Acum să am poftă, să mâncăm așa frumos. Chiar îmi place să stau așa relaxat, să cânte păsările, copaci aici. Nu e vorba de întuneric sau de fric, că nu mi-e fric de nimic. O să vedeți vloguri, dormim și singuri. Nu e nicio problemă cu chestia asta. Mă văd alea că întunecat, că n-am nicio lanternă la mine, din păcate, că am uitat-o acasă. Așa și de acum să am poftă. Nu? Doamne ajută, chiar mă bucur că mi-a ieșit. Am și gustat dinainte de aici. La gust e super bună. Da, chiar a ieșit. Neașteptat de bine, chiar nu mă așteptam să ies așa de bine. Din niște legume, dar ați văzut câteva legume și ești o mâncare ca lumea tare. Nu cumva la aud că știu să fac, viață, știu și eu să fac așa câteva mâncări, doar ați văzut, cred că și voi. Și oricum mai sunt mâncăruri de făcut, dar nu le putem face aici. Facem așa care putem. Merge tare în natură. Cel mai frumos sentiment, stai așa. Stai voi, nu mai se privește, am în spate. Chiar este pe frumos, pe terasă, așa nu o să intru înăuntru, că acolo așa. Cel puțin acolo chiar că e bieză între păreți și nu prea merge. Aici chiar e frumos. Uite, ce privește am și în față. Apoi în spate, dar bine, n-am să schimb eu acum fotoliu ca să mă uit așa încolo, că n-am, deci stau frumos de aici și mănânc. Am mâncat și tot, bă, cum se vede, săruna pentru masă, mii, să cresc mare, cum se zice, de acum pregătesc eu astea să mă duc acasă. Haideți să nu mă lungim cu vorba, să mă apuc să strâng. Aș dormi eu în seara asta aici, că nu m-aș mai duce până acasă, merg prin câmp, stau să mă duc până acasă, aș dormi eu aici, da? Cu școala asta n-avem de ales. Trebuie să mergem și la școală, că asta e cea mai important. Filmăm noi că filmăm, dar școala e cea mai important, din punctul meu de vedere. Așa că, hai să strâng de pe aici toate astea, o să pun niște apă pe foc, nu lăsăm așa că trebuie să fiu precaut. Știu regulile și cum fac în zonă unde să nu poate lua foc nimic și voi fiți atenți la chestia asta, nu faceți în locuri uscate de semnă cu crinci sau cu paie de astea uscate, că riscul e super mare. Adică de la o scântei se împânzește tot, nici nu vă așteptați când o să împânzească. Așa trebuie să aveți la voi fiecare dată apă, dacă e iarbă pe jos să curățați, să rămână numai pământ, să placați cu piatră prin prejur, să învățați să vă descurcați voi în natură, că degeaba stați la oraș, că la oraș bine, trebuie să te descurci la un restaurant, să mănânci civilizat, cu furculițe, cu cuțit, dar trebuie să știi să supraviețuiești cum ar veni, supraviețuiești între ghilimele, să stai în natură. Dacă, Doamne ferește, rămâneți blocați undeva pe, la munte, pe undeva și nu puteți ajunge și să stricăm mașina ceva, de exemplu, trebuie să știi să supraviețuiești pe munte, acolo așa câteva zile, cel puțin până chemați un echipaj sau ceva, trebuie să știi să vă descurcați, să faceți un foc, să-l aprindeți din nimic, puteți să aprindeți din pietre sau să faceți, să rezolvați voi cumva. Deci sunt o grămadă de modalități, să vreți, asta e important. Dacă vrei să rezolvă la timpul lor, toate să rezolvă la timpul lor, vă garantez o chestie asta, din propria experiență. Așa că hai să strâng de pe aici, să strâng focul celălalt, că asta e cel mai important, să avem grijă. Haideți să divale acolo.
și focul, acum nu să mai am nicio problemă. Niciun jar nu mai este, vă garantez, am turnat 2 litri jumate de apă, care are 5 litri, deci 2 litri jumate i-am băgat acolo. Ce furi. Aici pas și mi-am pus tot ghiozdanul așa în spate, cea unul cu... Nu vezi, aici frumos, am luat tot, sper să nu fie uitat nimic, dar oricum dacă am uitat ceva, sau aproape, deci se poate întoarce. Mâine când aș fi, dacă aș fi în țara asta, nu mă întorc eu. În fine. Știu că o să zic că e un episod cam scurt, dar sper să mă înțelegi, pe mine nu pot să stau atât de mult timp, că cu școala așa e greu. Uite, ce privire și frumos, când ești de aici. Dacă vă uitați în spate, uite, parcă sunt niște tufiși așa, căsuța de exemplu nu se vede. Acum se vede că din partea asta, dar și de aici nu prea scopați așa de deș. Dacă mă dau cu 10 metri mai încolo, nu se mai cunoaște nimic. Se camuflează așa de perfect, nu aveți o treabă. Stați liniștiți, stați boieri. O să ies cam scurt videoclipul ăsta, da? Îmi cer scuze de acum, poate o să apară mai lung, de fapt. Și asta e. Așa că dacă v-a plăcut episodul de astăzi, m-am chinuit eu cât de cât să-l fac, nu putem să ne filmăm nimic, că... Na, nu mi se pare corect să nu apară nicio videoclip, să puteți vizuna și voi ceva. Vă plictisesc, cu siguranță, v-ați obișnuit cu noi să postăm aproape în fiecare zi. Așa că am filmat cât de ceva. Așa, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un mare like, să vă abonați, că e cel mai important și asta, să activați clopoțelul, că în ultima perioadă văd că nu prea mai dă YouTube notificări, dar sper să dea de acum încolo. Un share dacă doriți să crească canalul ăsta cât mai mult și ne vedem la un nou episod. Să aveți o zi frumoasă, salut! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own